Bună seara și iată-ne din nou împreună la o emisiune despre Zodi. Am constatat când am ajuns acasă că mesajele dumneavoastră spuneau că am mers mult, mult, mult prea repede și uneori am ignorat anumite semne zodiacale, așa că ne-am decis să mai facem o emisiune în care să sperăm că vom avea timpul necesar să vă prezentăm toate zodiile. Am invitat-o din nou pe Anca. Ca să ducă pasul cât mai rapid, eu voi fi doar aici în măsură de arbitru. Așa că să începem, Anca. Da, lumea azi zice, nu l-a mai lăsat nici pe Marian să spună, dar nu mai era timp, știți că altfel riscam să iau din timpul dumneavoastră. Deci noi nu am ignorat, de fapt, nicio zodie, dar, într-adevăr, atunci când sunt lucruri mai puține de spus la anumite zodii, într-adevăr, trecem la obiect și poate... Așa pare că am trece mai repede peste ele. Nu trecem repede, cam același timp îl alocăm. Numai că la unii e de spus mai mult, la unii e de spus mai puțin. Asta este singura problemă. Totuși astăzi ne-am propus să dezvoltăm pentru dumneavoastră. Mă gândesc că poate sunt totuși niște lucruri neînțelese. Timpul într-adevăr se scurge foarte repede. Drept pentru care aș vrea să vă spun astăzi și despre case. Casele dumneavoastră, deci locul dumneavoastră unde vă adunați și unde vă odihniți și unde sunteți cu familia, pentru că luna fiind cu totul specială, având toate cele patru hoturi în acest chart al lunii, astea arată foarte multe și spun foarte multe și despre locul în care lucrăm, respectiv în locurile în care locuim. Astfel că acele sectoare în care avem aceste hoturi au și ele niște energii despre care poate ar fi bine să vorbim și să înțelegeți cum stau lucrurile. E foarte greu însă să nu vă cunoașteți amprenta casei, pentru că dacă nu o știți, o să vă fie mai greu poate să înțelegeți cum vin stelele astea anuale și stelele lunare. Deci amprenta este ceva care este acolo, indiferent cine locuiește, aia e amprenta casei dumneavoastră sau apartamentului dumneavoastră. Aceste stele despre care noi vorbim în emisiuni aici, nefiind altceva decât energiile anuale, respectiv energiile lunare, da? Care vă influențează strict pentru anul respectiv, respectiv luna respectivă. Totuși, trebuie să le trecem în revistă pentru că ele nu sunt de neglijat. Acum, centrul, vreau să vă spun despre centru. Centrul casei voastre, centrul fizic, da? Centrul apartamentului, centrul biroului în care lucrați sau al spațiului întreg în care lucrați. Este afectat foarte puternic de aceste două stele. Odată steaua anuală, energia anuală, 3, care este o stea de procese, de certuri, de neînțelegeri posibile între angajați sau deci între colegii de muncă sau mai rău între subalterni cu șefii lor. Iar acum vine o stea de deposedări materiale, mă refer la steaua lunară, luna deja a început, astăzi, da? Deci de asta am simțit nevoia, am zis cu atât mai mult vom veni astăzi amândoi să vă spunem unele lucruri, tocmai pentru că de fapt astăzi începe luna, da? Nu o să mai vorbim despre zilele acelea, bănuiesc că puteți să mai urmăriți emisiunea de data trecută odată și să vi le notați, dar vă vom spune lucrurile noi și anume, care n-am fi apucat data trecută să vi le spunem. În centru casei, pentru luna aceasta, vă recomand un bol cu apă, se numește apă in, apă stătută, da? Un bol frumos, ceva în genul acesta, da? Pentru a da respectul cuvenit acestui remediu numit apă, apă de la robinet, da? Pe care să o țineți 3-4 zile, într-un bol frumos, poate să fie un bol transparent, nu cană de băut, da? Deci un bol destinat acestui scop. Pe care, deci, îl așezați în centrul casei, tocmai pentru a aduce energia apei absolut necesară de a anihila, de a ține sub control această stea 7, care este o stea de metal la bază. De ce? Tocmai ca să nu aveți furturi în viața dumneavoastră luna aceasta, deci este valabil pentru absolut toate zodiile, da? Pentru că vorbim despre centrul loșului, despre centrul casei. Pentru a anihila posibile furturi de idei la locul de muncă, pentru ca dumneavoastră, într-un cuvânt, să vă meargă mai bine și să fiți înconjurați de energii ceva mai bune. De ce o să spună lumea, domnule, dar ăsta e doar centrul casei, deci lucrurile se întâmplă numai acolo? Nu! Pentru că dacă voi
poposiți, staționați, vă petreceți timpul în centrul casei mai mult decât în alte locuri ale casei, să zicem că aveți living-ul în centrul casei, cum se întâmplă la majoritatea caselor și apartamentelor, și stați acolo mai mult de 2 ore pe zi, în total, sunteți influențați de aceste 2 energii mai mult. Și atunci, de asta vă trebuie remediu. Deci remediul este unul foarte simplu, da? Nu trebuie achiziționat nimic, bănuiesc că oricine are un castronel în casă, puneți apă in, se numește, da? Tocmai pentru a anihila această stea 7, pentru a ține sub control, de fapt, nu o anihilăm. Noi nu vrem să anihilăm, vrem să ținem sub control. Această apă in, da, puteți să puneți deasupra, eu știu, niște petale uscate, o lumânare, dar atenție mare, nu trebuie aprinsă lumânarea sau da. Nu trebuie ca această apă să se miște, pentru că din cauza asta se numește apa in. Apa in este o apă care nu știi cât de adâncă e, care îți ascunde neprevăzutul, da? Gândiți-vă la niște lacuri. Lacurile pot să ascundă foarte multe, da, în adâncuri. Nu știm, de fapt, cât de adânci sunt, nu știm ce este în acea adâncime. Încă ceva, pentru toți cei care își petrec mai mult timp, să zicem, au biroul în centrul casei și lucrează la acest birou, sau mai mult, au dormitorul în centrul casei, sunt și astfel de situații destule. Deci își petrec mult mai mult decât 2 ore, 8 ore în medie, într-o zi, prin somn, da, acolo, în centrul casei, li se recomandă luna aceasta o amuletă de protecție pentru noapte, se numește. Ei bine, această amuletă poate fi pusă în dormitor de data aceasta, deci dacă acolo aveți dormitorul în centrul casei și nu trebuie neapărat purtată la noi, dar dacă nu e dormitorul și este living, să zicem, sau este birou de lucru, este bine să purtați amuleta la dumneavoastră, tocmai pentru că o aveți în permanență ca protecție în această energie nou creată luna aceasta. Deci are 2 fețe, cum sunt toate amuletele, fiecare față reprezintă ceva, o anumită simbolistică puternică. Este din metal, ea trebuie să fie din metal auriu. Aceasta vă protejează împotriva furturilor, a accidentelor mici sau mai mari, Doamne ferește, mai ales dacă munciți nopțile mai târziu, sau pentru cei care vin mai târziu, indiferent că sunt bărbați sau femei, vin mai târziu acasă de la lucru, da? Sau mai mult, vin dimineața deja, deci se face deja a 2-a zi, ar fi bine să o poarte, mai ales dacă au centrul casei foarte populat, să zicem, sau foarte activ, da? Sunt unii care au bucătăria în centrul casei, da? Deci cu atât mai rău. În cazul ăsta chiar ar fi bine să aveți un element de protecție. Pentru cei din Est, ce înseamnă cei din Est? Deci cei care au dormitoarele în Est, deci dorm în partea de Est a casei, au ușa de la intrare în Est sau, mai rău, orientarea casei este în Est. Aici la orientare nu o să intrăm în amănunte pentru că asta este materie de curs și apropo, vă spunem că ultimul nostru curs de începători și nivel mediu pe anul acesta îl vom ține la București pe 3 octombrie. Mai sunt câteva locuri. Deci pentru cei care aveți dormitoarele în Est sau ușa de la intrare sau orientarea casei în Est, atenție, este o lună cu mari probleme acolo, în acest sector, de aceea iepurii sunt cei afectați. Vă trebuie un element de protecție puternic pentru sănătate. Este o stea care poate să aducă nu numai boli, dar o destabilizare energetică foarte, foarte adâncită, foarte mare. Mai ales cei care se știu cu probleme de sănătate, ar fi bine să aibă în vedere acest aspect. Vorbim despre ulu, de asta vi le-am adus astăzi să le vedeți. Uluul, da, foarte important să fie din metal, fie în culori de metal. Culorile de metal sunt alb, gri, argintiu, auriu. Da? Auriul este cu puterea cea mai mare pentru că imită aurul și aurul se știe că are vibrația cea mai înaltă. Da? Iată, sunt foarte frumos făcute, ele se și deschid, deci ele au un, atenție, un magnet. Nu mai am putere astăzi în... Uitați, se deschid, da? Așa este și cu celălalt. Pentru a se pune niște cristale de protecție, da? De obicei se pune ametist, niciodată sare în cele de metal, numai în cel de ceramică se pune sare, noi vi l-am arătat pe acela de multe ori. Deci fie cel din ceramică, fie acestea din metal, pot fi folosite acolo unde, fie în amprenta casei avem steaua 2,
puternică. Fie când vine o astfel de stea lunară, extrem de nocivă, da? Mai ales prin combinația cu cealaltă anuală. Ce mai puteți să folosiți este o pagodă, nu avem astăzi pe masă, nici nu ar mai fi fost loc, o pagodă de protecție, dar nu pagoda, este și pagoda celor 5 elemente, dar există acea pagodă rotitoare, da, în care sunt mantre, adică niște rugăciuni, tocmai că fiecare poate să-și pună rugăciunile de protecție pe care și le dorește, în funcție de problemele pe care le are și știe, se ferește să nu se adâncească acele probleme, sau rugăciunile, mantrele, da, pentru sănătate. Atenție mare, există o confuzie deosebită în, când auziți cuvântul mantră. Am auzit multe persoane spunând, spune mantra banilor, mantra cutare. Mantrele în tibetană trebuie să conțină neapărat hum, în primul rând, și om. Mai precis, dânsii vorbesc despre afirmații. Deci a nu confunda termenul afirmații. Vreau bani, vreau sănătate, sunt mai pacifist astăzi sau mai știu eu cum. Astea sunt niște afirmații, da, sunt bune, nimeni, Doamne ferește, nu spune nimeni că nu sunt bune, dar nu le numiți, oameni buni, nu le numiți mantre. Mantrele sunt cele care provin din Tibet, da, și care sunt cele, mantrele acestea din Tibet s-au împrăștiat în toată lumea vestică, tocmai pentru că au avut un asemenea efect foarte puternic, da? Întotdeauna încep cu om, sau majoritatea mantrelor încep cu silaba om, care este sfântă, este sacră, da? Și se termină în silaba hum. Cea mai cunoscută și pentru dumneavoastră, telespectatorii noștri, deja o știți, Om Mani Padme Hum sau Om Ah Hum, care sunt foarte, foarte puternice. Deci, iată, dacă nu trebuie să țineți minte zeci de mantre, da? Sigur, cea a lui Medicine Buddha este foarte frumoasă și foarte importantă. E bine să o știți tocmai la ananghe, când sunteți într-o stare proastă cu sănătatea sau un om drag vouă vă este bolnav, da? Sau aveți pe cineva bolnav în casă sau în familie, Doamne ferește, atunci sigur că este bine să o știți până la urmă sau măcar să o puneți cumva pe computer să fie incantată. După cum o puteți auzi, da, chiar și în fundal acum. Mai este o problemă. De exemplu, o să ne spuneți, stai că voi ne-ați spus despre mantra Om Tare Tu Tare Tu Re Soha. Unde este humul? Este foarte simplu. Se rostește mantra de 108 ori, iar ultima oară se rostește hum. Totdeauna când se termină mantrele, se rostește hum, care nu este nimic altceva decât așa să fie. Da. Bun. Acum, în vest, avem o altă problemă. Deci, iată, centrul, estul și vestul. Am început nu degeaba cu ele, pentru că ele sunt cele mai afectate de această stea nocivă, steaua dezastrelor, numită steaua 5 sau steaua 5 galben. Da? Aici avem de-a face cu o energie de multiplicare a stelei anuale 5 în vest, unde poposește cocoșul, deci este sectorul lor. Iată, și iepurii sunt influențați foarte prost. Și cocoșii nu o duc foarte, foarte bine. Dacă acest sector de vest este așa zisul sector public al casei, deci living, da, prin care trece toată familia, acolo îi aduceți pe prieteni, acolo îi aduceți pe alți membri ai familiei să petreceți niște timp cu ei, sau orice este un sector mai populat, dar este pe vestul casei, deci poate fi living, poate fi însă dormitor, atunci este mai nociv, pentru că acolo vă și odihniți sau încercați de fapt să vă odihniți și nu o să reușiți prea mult luna asta, atunci trebuie pus un remediu, da? Ca să puteți să vă schimbați energia acelui sector. Păi, foarte simplu, acolo era deja o energie anuală 5, trebuie să o controlăm. Cu ce o controlăm? Cu pagoda celor 5 elemente este. V-am arătat-o în emisiunea precedentă, o știți deja foarte mulți, trebuie pusă. De ce? Pentru că acea energie de pământ, care este a stelei 5, trebuie încuiată în acea pagodă. Acea pagodă nu este întâmplător pusă acolo. Uite că o am sub formă de amuletă. Da, o să vă arăt în cameră. Este o dublă pagodă aici, de aceea este grozavă această amuletă. Este concepută de maestra noastră, de Lilian Tu, dublată așa, tocmai pentru că pe cea principală aveți copacul vieții, da, și cu silabele respective, iar aceasta, deci aceasta vine cu alte elemente. Vedeți acest cristăluț roșu?
celelalte cristăluțe, ei bine, ele nu fac decât să arate că elementul pământ este incorporat în această pagodă, da? Mai mult, ea se deschide la bază și se pun niște grăuncioare de sol sau nisip din curtea dumneavoastră sau din ghivecele din casa dumneavoastră, dacă nu aveți curte. Deci se desface acolo jos, se închide la loc cu pământul acela. Deci de asta este dublu potentă. Sigur că nimic nu o să înlocuiască remediul pus în casă. Vă spun sincer, ăla este cel mai potrivit în astfel de situații. Dar măcar amuleta și tot este ceva bun. Ce mai puteți să puneți pe Buddha? Buddha în orice ipostază este o chestie extraordinară. Dar nu capete de Buddha. Nu capete, da? Deci cu tot corpul, în meditație, culcat, acel Buddha gras, da? Care este renumit, e cunoscut că ar fi Buddha al chinezilor, este o față foarte veselă. Oricare Buddha din aceștia este foarte potrivit tocmai într-un sector care e defavorizat luna respectivă sau anul respectiv, da? Deci există o flexibilitate unde să-l punem pe Buddha întotdeauna în sectoarele mai afectate, pentru că el vine cu o energie pozitivă. Apoi, sectorul de nord, da? Vă spuneam despre el că primul sector care creează acel hotu, adică acea influență benefică obținută din două stele malefice sau din două stele, din care una malefică și una benefică. În acest sector în nord avem una benefică a anului, 8-ul, și cea lunară 3-ul, da? Care este foarte nocivă, luată separat, dar în combinație cu 8-ul, creează acest hotu, care este o energie pozitivă. Dar totuși trebuie avut grijă la posibile certuri, posibile neînțelegeri, o lipsă de comunicare, da, care se poate crea din cauza acestui sector, sau pentru cei care staționează mai mult în acest sector, sau pentru șobolanii care au dormitoarele în nord, da, și dorm deci în nordul casei. Ei pot să dezvolte un stres legat de probleme de comunicare. Cu toate acestea însă nu sunt afectați pe bani, da? Pot să aibă niște discuții legate de bani, dar dacă voi știți să le preveniți și sunteți destul de bine informați acum, o să știți cum să faceți. Acesta este un simbol, aveți aici mărul, da? De fapt se pun trei mere întotdeauna în sectorul în care avem steaua 3. Trei mere roșii, cu codiță, atenție, și cu frunzuliță, măcar codița trebuie să o aibă, ca să arate că este un măr proaspăt, fresh. Adică că mărul este viu în sensul ăsta. De aceea se face remediul cu aceste frunze și cu codițele. Trebuie să fie cât mai roșu, da? Pentru că steaua 3 este o stea de lemn care trebuie arsă de elementul foc. Vedeți cât de logic este Feng Shui și e foarte frumos. Elementul foc este reprezentat de culoarea roșie. Iată ce simplu. Deci aveți grijă cu sectorul ăsta de nord, ar fi foarte bine să, sigur, nu o să puteți să evitați să nu dormiți acolo dacă acolo e dormitorul dumneavoastră, dar puneți remediu. Astăzi, înainte de pauză, mai avem câteva secunde, aș vrea să vă prezint cele două lucruri noi care le vedeți pe masă, care probabil că vă intrigă. Este acel copac cu 6 uluri, da? Este un este un simbol de sănătate foarte puternic, da? Iar în dreapta avem un copac cu 8 ingoturi, un sau copac bărcuțe, se mai numește. Bărcuțe, un copac al prosperității, un copac aducător de prosperitate. Fiecare bărcuță din acel cristal are deci tot cristalul ăsta este făcut cu monezi în barcă care dau pe afară. Asta înseamnă element de prosperitate, da? Știți că barca este oricum un ingot, cum îi spune din chineză și engleză. Barca este un remediu pentru prosperitate. Da, se numește ingot pentru că în vechea China, neexistând monedă, toate schimburile erau în ingoțuri. De asta și în... Și erau din aur sau din ceva, aur. Un cristal foarte rar, auriu. Deci de asta arată în culoarea aceasta a chihlimbarului, dacă observați. Iar în ziua de anul nou, știți că ei mănâncă acele dumplings-uri sau colțunașe, care forma lor aduce cu forma acestor ingoturi. Vă lăsăm pentru o mică pauză. Nu fugiți, veniți înapoi, vom discuta despre Feng Shui.
Iată-ne din nou în studio și aș vrea să încep prin a mulțumi tuturor celor care ne-au trimis feedback-uri, chiar dacă au fost bune, chiar dacă au fost înjurături, pentru că asta demonstrează că au urmărit emisiunea. Este foarte ușor în viață să critici lucruri despre care habar n-ai. Din această cauză, multora care ne-au trimis anumite feedback-uri care probabil n-au înțeles emisiunea, le recomand să pună mâna pe carte să învețe. Iar pentru cei care ne-au transmis feedback-uri bune, vă mulțumim și suntem foarte mândri că totuși cineva ne urmărește. Eu credeam că e numai mama în spatele. Că e numai mama în spatele camerei sau mama unui prieten al meu, Florian, care este cel mai fidel spectator al meu. Salutăm și pe calea asta. Da. Știu că sunteți mulți alături de noi și că ne urmăriți. Important este ca mesajul să ajungă la dumneavoastră netrunchiat. Asta încercăm și noi să facem. De asta am mai venit încă astăzi odată și știu că așteptați din nou despre Zodi și o să vă spun. Tot ceea ce noi am învățat și încă mai preluăm de la maestra noastră, încercăm să vă transmitem dumneavoastră, dar țineți minte un lucru, fiind o emisiune de 50 de minute, da? Nu să putem niciodată să vă transmitem într-o emisiune atât de mult cât putem la un curs de 8-9 ore, vă dați seama, sau chiar și cursurile de avansat, da? Care durează 4 zile, este normal să nu putem, oricât am încerca. Aici trebuie să vă transmitem lucrurile absolut esențiale și acelea de urgență. Deci ce se întâmplă luna asta, da? La începutul unui an, fiți atenți la diferite probleme, că cele bune le ducem toți, cele mai grave sunt probleme. Hai să începem cu zodiile. Că... Haideți cu zodiile. Acum, pentru că eu știu că noi întotdeauna rămânem cu mistrețul puțin așa în coadă de pește, o să începem invers, cu mistrețul, da? Da. Ce nu v-am spus data trecută? Și cu șobolanul. Șobolanul, da, că ne-a rugat cineva. Deci, mistrețul are norocul celor 8 direcții. Așa se numește. Deci, vești foarte bune în carieră, în dragoste și pentru bani. Poate de aceea nu am insistat foarte tare, pentru că vouă mă merge bine. Aveți o stea foarte, foarte puternică de prosperitate, da? Care, în mod normal, va duce bani, dar va duce și acea mulțumire sufletească. Deci se rezolvă niște lucruri, se pun bazele unor lucruri care să vă asigure dumneavoastră liniștea pentru restul lunilor anului. Nu uitați că noi totuși rămânem în perimetru aspectului an, da? Deci nu trecem pentru anul viitor. Vom avea destule de vorbit la anul. Se recomandă pentru voi simbolul dublei fericiri, tocmai pentru că s-ar putea să cam dați bir cu fugiții în a fi ocupați cu cariera, în a fi ocupați cu obținerea aceea de bani care vine, da? Și să cam neglijați partenerul. Și atunci, tocmai pentru a vă da o energie pozitivă și să fiți încurajați pe acest aspect, vi se recomandă dubla fericire. Nu pentru că ar fi vreo problemă acolo, pe aspectul dragoste, da? Ce vi se mai recomandă pentru protecție, mai ales în luna asta de cocoș cu zile de cocoș, pentru că cocoșul o duc destul de prost și atunci automat și ziua vine cu acea stea negativă și luna în secundar, vi se recomandă o amuletă de protecție cu Kala Chakra, da? Kala Chakra este acel simbol al templelor tibetane, sigur este folosit în toată Asia, deci numai în Tibet. Nu avem acum pe masă, dar v-am prezentat-o în alte emisiuni și o să vă mai prezentăm. Orice, țineți minte că orice amuletă sau pandantiv sau reprezentare a simbolului Kala Chakra, a simbolului stupa, da? Este foarte bun pentru protecție în plan personal, dar și pentru protecție pentru casă sau pentru locul de muncă. Deci astea nu fac rău nimănui. Acestea pot fi accentuate mai mult odată cu cursul de Feng Shui spiritual. Dar noi avem acum, odată pe an ținem acest curs de Feng Shui spiritual, asta se va întâmpla acum în octombrie, în septembrie. Pe 26 septembrie, da, la București, într-o sâmbătă. Da? Și atunci putem să explicăm mai bine legătura existentă între Feng Shui-ul de zi cu zi, să spunem așa. Sau Feng Shui-ul acesta știință. Și da? Să arătăm că nu putem ignora Feng Shui-ul spiritual. Da? Sau unul fără celălalt mai este precis, incomplet. Da, cei care își dau seama de importanța Feng Shui-ului spiritual, când ajung la finalul cursului de avansați, sau chiar ajung să facă, să calculeze amprente de case și să vorbească cu lumea și să vadă problemele din realitate,
ajung să se lovească de acest feng shui spiritual. Deci abia acolo ei realizează că într-adevăr dacă nu au urmat un astfel de curs, sigur că noi într-o zi o să încercăm să dăm cât mai multe informații, dar vă dați seama, este un subiect care poate fi continuat zile întregi. Atunci, fără aceste cunoștințe, nu poți să ții cont de probleme în mod, la modul general. De ce? Pentru că te lovești de latura spirituală, de ceea ce fac oamenii respectivi, de modul cum gândesc, de modul cum simt, de anumite lucruri de care s-au lovit, da, cei decedați și așa mai departe. Foarte multe de povestit. Noi o să avem doi invitați cu totul deosebiți, sigur că e surpriză, deci nu vă dăm detalii despre asta. Cursul nu se vrea decât a fi o continuare, în primul rând, a informațiilor pe care vi le-am dat anul trecut, tocmai pentru că a fost o zi și simțim că niciodată nu este suficient, da? Vom continua de fiecare dată cu câte un curs pe an, cu mai multe informații și noi, la rândul nostru, obținem mai multe informații de la maestra noastră. Deci noi vă ținem updatați, cum se spune, la curent. Mai departe. Hai să mergem la... Haideți să sărim la câine. Deci ați înțeles, mistreții, nu e nimic de îngrijorare. Asta este cel mai important. E o lună foarte, foarte bună. Foarte bună. Hai. Câinii au nevoie... Dacă mă întrebați, au și steaua 8 a prosperității, au nevoie însă de o potențare, puțin de un ajutor. De ce? Pentru că ei sunt cei afectați de energia taisui a anului. Și pentru că luna de cocoș vine cu niște aspecte destul de tumultoase, ca și luna, are și element metal la bază, cocoșul neducând-o prea bine luna aceasta, câinele, fiind element de pământ la bază și ei având de suferit anul ăsta, cât de cât, așa, anumite planuri, lor li se recomandă copacul bogăției. Aveți foarte mulți aici. Iată, cel care a fost făcut pentru anul acesta o chestie nouă, absolut grozavă, cu aceste bărcuțe pline cu bani, copacul bogăției. Pentru cine nu vrea un copac atât de mare sau nu vrea din cristal și îl vrea din metal, are posibilitatea să îl aibă pe acesta cu cele 8 simboluri tibetane de prosperitate, da? Iar acesta, care este absolut grozav pentru că are fructele roșii, chiar dacă atârnă și căpșuni acolo și este o idee foarte ingenioasă care a avut-o maestra mea cu echipa, este un copac al bogăției, pentru că fructele sunt toate roșii. Mere, cireșe și căpșunile, care sigur, în realitate nu atârnă în copac, dar iată că le-au introdus tocmai ca să fie cât mai multe fructe roșii, da? Deci copacii ăștia, copacul în sine este simbolul elementului lemn, da? Care crește, este singurul element din ciclul elementelor care este viu. El se dezvoltă, el exprimă dezvoltarea. Dezvoltarea în plan personal, dezvoltarea în job, da? În carieră, dezvoltarea în plan material. Asta înseamnă. Da? Întotdeauna o să vedeți nelipsit aproape nodul mistic, pentru că nodul mistic tibetan este simbol atât de dragoste cât și de prosperitate, incluzând 3 de 8. Deci acest copac, sub orice, cum v-ar plăcea dumneavoastră, ar trebui să-l aveți tot anul în casă, în mod special luna aceasta, pentru a potența sectorul de nord-vest al dumneavoastră, deci acolo ar trebui așezat în casă, în nord-vest, sectorul pe care vine steaua prosperității, da? Pentru cocoși, pentru că am luat-o acum în sens invers, cocoșii v-am spus că sunt destul de afectați. Lor li se recomandă acea pagodă cu sutra inimii. Sutra inimii este foarte, foarte puternică, tocmai pentru a-i ține pe ei foarte bine ancorați în realitate, să nu devieze, da? Asta înseamnă să nu devieze cu sănătatea, să nu devieze la locul de muncă, să nu intre într-o depresie, da? Deci să nu devieze cu gândurile și cu alte aspecte. Acea pagodă vă ajută foarte mult pentru că schimbă energia locației. Dacă poate fi așezată în vest, atunci își face și efectul. Ce se întâmplă? Acum n-aveți, în afară de remedii, eu nu am cum să vă spun să evitați anumite lucruri care sunt poate ca predispoziții în viața noastră în această lună, dar ferindu-vă și fiind informați, da? Și văzându-vă de treaba dumneavoastră, în sensul că să nu răspundeți unor provocări, unor bârfe, asta vă așteaptă, unor situații neplăcute, pur și simplu, și dacă aveți puterea să întoarceți spatele și să încercați să le ignorați măcar de formă, în văzul celorlalți, veți căpăta dumneavoastră putere și nu le veți mai da acelora putere. Aici este toată cheia problemei. Deci,
Nu este o lună grozavă, dar va trece și ea și apoi va urma o lună mult mai bună. Da? Trebuie să știți să o depășiți. Pentru maimuță. Cu mult mai mult noroc luna aceasta decât luna trecută, însă nu este luna perfectă. Da? Puteți face bani, însă luna aceasta de cocoș vine cu o energie de, să zicem, bănească, da? Pentru voi. Să nu uităm că și pe sectorul vostru se creează un hotu care nu poate să vă aducă decât bine în final. Încercați să, pentru cei care sunt în politică, aici este o problemă, nu știu dacă aceia ne ascultă, pot să survină mari probleme din punct de vedere a proceselor sau, mă rog, a unor oameni de bine, da? Pot să creeze niște probleme acolo. Atenție mărită, nu aveți așteptări mari din acest punct de vedere. Trebuie să vă protejați și trebuie să, de fapt, să vă și pregătiți pentru următorul an, pentru că o energie asemănătoare cu cea de acum o veți avea la anul. Da? Deci, atenție ce faceți luna asta, pentru că se poate repercuta în acțiuni, adică acțiunile dumneavoastră să aibă un rezultat mai prost la anul. Bun. Atenție la viața de familie, dați importanță familiei și mai petreceți și timp cu ei. Ăsta este sfatul. În rest, orice amuletă sau remediu de protecție despre care v-am spus de atâtea ori este foarte benefic. Stupa, pagoda, da? Acea stupă tibetană, da? De care vă spuneam cu mantrele înăuntru. Oaia. Oaia are un noroc clar îmbunătățit, deci este norocoasă luna aceasta, o stea de dragoste cu implicații foarte, foarte bune tocmai din acest hotu. Lor li se recomandă acea oglindă magică, nu o să intru foarte mult în amănunte, ne știți cum să ne găsiți dacă aveți întrebări. Apoi, pagoda învățăturii se recomandă în mod special oilor care sunt încă la școală sau au început școala sau au niște examene de trecut. De asemenea, celor care au pe ziua de naștere zodia oaie, este recomandată această pagoda învățăturii, au o stea benefică pe acest aspect, dar ar mai trebui încurajați, da? Sigur că nu merge să fie nepregătiți la astfel de examen, atunci nu poți să te aștepți la minuni, însă vă va ține noroc aceasta. Pentru cal. Știți aceea că nu e nici prea bine, nici prea rău, se creează un hotu, dar din două stele total nocive, steaua furturilor la bază anuală și steaua bolilor lunară. Cu toate acestea, nu vă impacientați, pentru că nu va fi într-un final atât de rău. Cei care aveți probleme de sănătate, mare grijă, vouă vi se recomandă în mod special Garuda, care este de fapt Buddha al șerpilor, dar iată că luna aceasta vi se recomandă dumneavoastră să-l aveți pe aproape, dacă se poate chiar în dormitor, chiar la capul patului. Nu stați rău cu banii, atenție doar la stresul muncii, să zicem, aveți impresia că munciți cam în zadar luna aceasta pentru că nu prea vin bani, da? La sfârșitul lunii, care înseamnă undeva 7 octombrie, s-ar putea să aveți o surpriză foarte plăcută, da? Deci, dacă aveți puțină răbdare și nu intrați în panică acum, care panica asta o să vă dea un stres accentuat, pentru că asta e predispoziția, aveți puțină răbdare și o să vedeți cum lucrurile se așează spre sfârșitul lunii. Deci, nu este o lună cu probleme grave, dar pentru cei care se știu cu probleme de sănătate, nu uitați de uluri, da? Aveți mai multe variante. Și de simbolul dublei fericiri chiar și pentru voi. Acum, pentru șerpi, da, o lună genială, foarte bună, foarte, foarte bună, este aliatul lor, este stea de protecție divină, se numește steaua asta 6, este o stea a prosperității indirecte, deci pot să pună bazele, pot să plănuiască sau pot să pună bazele unui proiect sau pot să continue un proiect început, cu mare, mare succes chiar pentru lunile viitoare, chiar când, în lunile în care nu o să mai fie atât de bine cum e luna viitoare, luna octombrie nu e grozavă pentru ei deloc, ei bine, dacă acum pun bazele și fac lucrurile așa cum trebuie, s-ar putea ca luna viitoare să nu aibă de suferit atât de mult. Deci, cariera, business-ul, dragostea, nu sunt probleme cu ele, da, dimpotrivă, toate merg
șnur, în mod normal, pentru oportunități în carieră, respectiv în business-urile voastre personale, vi se recomandă acest Phoenix care l-am pus special pe masă pentru șerpi, da? Phoenix-ul Stacojiu este numit. Care de altfel mai poate fi folosit pentru direcția de orientare a casei. Da, discuții astea sunt la cursul de începători și nivel mediu, da? Acolo aflați mai multe. Vreau să vă rog, pentru cei care lucrați foarte mult la birou și sunteți născuți în an de șarpe, puneți-l pe birou, pur și simplu la vedere. Pentru dragon, lucrurile s-au îmbunătățit mult luna asta, adică se îmbunătățesc pentru că luna de-abia a început. Puteți să vă procurați acele brățări de ajutor, brățara pentru dragon. Da? Pentru cei care călătoresc, chiar brățara cu dragoni, nu le-am mai adus și astăzi în emisie, că vi le-am mai arătat noi de-a lungul timpului și nu prea mai sunt, dar vouă vi se recomandă în mod special să poziționați să amplasați un cocoș auriu în partea de vest a biroului dumneavoastră, pentru că sunteți supuși unor bârfe și ați putea să luați niște decizii mai, să zicem, prompte, dar impulsive, de fapt, care să fie în defavoarea dumneavoastră. Deci, preveniți aceste lucruri, discuții despre dumneavoastră sau discuții în contradictoriu cu acest cocoș auriu, da? Pentru iepuri, am vorbit deja, iepurii sunt foarte afectați, în primul rând, pe sănătate și din cauza pierderii posibile a unor bani. Nu dați bani cu împrumut. Nu aveți așteptări prea mari, să nu aveți așteptări prea mari în a lua bani mai mulți sau, eu știu, poate nu puteți să-i luați chiar la timp. Păziți-vă, da? Folosiți uluul, în primul rând, pentru că acesta este pentru sănătate, da? Vi-am arătat deja și copăcelul acesta superb care am intrat în sfârșit în posesia lui, foarte, foarte frumos. De asemenea, nu uitați de pagoda celor 5 elemente, eu vă arăt acum din nou sub formă de amuletă. Dar există remediu pentru casă puțin mai mare, care trebuie amplasată în est, sau aceasta s-o purtați pur și simplu luna aceasta cu voi, da, în permanență. Pierderi, deci pericole, mici accidentări, mici răniri, aveți grijă cu sănătatea, în general vorbind, pe organele de lemn ficat, vezică biliară, mai ales pentru cei care vă știți cu probleme, și stomac, da? Bun. Mai departe, tigru. Tigru are o lună extraordinară. Deci, șerpiul avea o lună bună, tigrii au o lună extraordinară. De asemenea, și bivoli, o să-i bag puțin în aceeași oală. De ce? În primul rând că luna este bună din punct de vedere al tigrilor, nu există niciun dușman, nimic. Sigur, nu e nici prieten aliat, dar aveți o stea extraordinar de puternică. Vă trebuie să vă aduceți în viața dumneavoastră energia lui 8. Vi-l desenați, vi-l purtați. 8, amuletă cu acel optar cu ștrasuri. Sunt mai multe variante, da? Tocmai pentru a completa stringul de putere, pentru că voi deja aveți 1 din luna aceasta cu 6 steaua anuală, vă mai trebuie 8-ul, da? Și coroana, oameni buni, deci tigrii, nu uitați, coroana vă dă putere tot anul, este recomandată în mod special pentru această zodie, dar sigur este recomandată pentru oricine care e în poziții de putere sau vor să ajungă la șefia unei firme, la într-o poziție de putere, da? Vă dă putere. Se umple și aceasta cu cristale, da? Citrinul în mod special este recomandat. Pentru bivol, spuneam că îl bag puțin în acel hol, pentru că este aceea stea pe sectorul de nord-est 2, de nord-est 1, mă scuzați. Ce vreau să vă spun este că luna de cocoș este aliatul bivolilor. Deci îi ajută și mai mult decât pe tigri. Vi se recomandă energie de metal mai multă să o aduceți în viața noastră. Pentru cei care au metal mult în chart, nu mai este cazul. Nu deci uitați pentru... de coroană, da? Același aspect, când vine steaua 1, stea de putere, de succes, să aveți coroana undeva în casă, pe sectorul vostru. De iată, ne ajung și la șobolan. Șobolanul are noroc de bani, da? Este un hotu acolo care creează prosperitate. V-am spus doar să aveți mare grijă cu discuțiile în contradictoriu, deci evitați-le. Sau încercați să nu aveți voi neapărat dreptate dacă ceilalți susțin contrariu. Folosiți-vă de energia celor 3 mere roșii. Și vreau să vă spun că în felul acesta puteți să obțineți și mai mulți bani, și mai multă înțelegere, și să fiți plăcuți chiar mai mult decât
ar indica steaua 3, care nu e o stea bună luna aceasta, dar pentru că creează acest hotu, de fapt puteți să aduceți energia proastă în favoarea voastră, da? Iată că s-a terminat și emisiunea de astăzi, timpul zboară, o să ne revedem marțea viitoare, vom discuta probabil mai mult și despre cursul de Feng Shui spiritual și despre cel de începător. Deci nu uitați, pe 26 septembrie mai sunt încă locuri. Mai mult decât atât, vă dorim să vă gândiți cât mai mult la dumneavoastră. Să aveți o noapte bună! Toate cele bune!